Angajații sistemului de sănătate din Mehedinți au declanșat noi proteste miercuri dimineață. Între orele 8 și 10, activitatea asistenților medicali, a personalului TESA, a personalului Direcției de Sănătate Publică, dar și a celor de la asistență socială a fost întreruptă. Federația Sanitas, cea care a declanșat acțiunile de proteste, declară nemulțumită de faptul că în legile de salarizare nu este cuprins și personalul tehnic administrativ din spitale. Nemulțumirile noastre sunt legate de neincluderea tuturor categoriilor din sănătate în ordonanța 20, respectiv în ordonanța 43, neacordarea sporurilor la salariile actuale și mai solicităm o lege a salarizării specială pentru sănătate. De altfel, o echipă a Federației Sanitas a participat în data de 18 octombrie la ședința Comisiei pentru Sănătate din Camera Deputaților. În cadrul acestei ședințe, ambele demersuri ale Federației Sanitas au fost asumate de către membrii Comisiei. Urmează ca votul în plenul Camerei Deputaților să certifice faptul că avem dreptate în ceea ce solicităm. Asta înseamnă că în curând ați putea să aveți parte de sporurile pe care le solicitați? Sigur, cum să nu? Deși au fost purtate discuții susținute cu reprezentanții Ministerului Sănătății și cel al Muncii, promisiunile nu înseamnă neapărat o soluționare a problemelor, așa că protestele continuă conform calendarului stabilit inițial. Pe 21 octombrie este programată o pichetare a Ministerului Sănătății și întreruperea activității timp de 2 ore, între 13 și 15. De asemenea, în paralel se lucrează la strângerea de semnături pentru greva generală programată în 31 octombrie. În cazul în care nu se rezolvă solicitările noastre, avem girul colegilor noștri care au certificat prin semnături să declanșăm greva generală începând cu data de 31 luna aceasta. Acțiuni asemănătoare s-au derulat în paralel în toate unitățile sanitare din întreaga țară, protestul fiind unul stabilit la nivel național. Manifestările cadrelor sanitare au fost declanșate săptămâna trecută.